89,6, cred că e Radio Chișinău, care retransmite uneori știri de la București, afiliat cu Radio România. ...90,7 parcă e Acorel FM, cântă muzică autohtonă. Muzică autohtonă. ...96,2, nu știu și post de muzică americană. Liderul ecologiștilor de Republica Moldova, Anatol Prohnitski, a declarat la Sputnik 96,7 Sputnik de păsări, iar multe dintre ele sunt pe cale de dispariție. Totodată, CCA-ul nostru a permis funcționarea trompetei de propagandă kremlineză Sputnik, pentru că acestea nu sunt protejate de stat. Statisticile arată. Credeam că sunt numai site pe internet, dar iau și frecvență radio. Wow! Și guvernarea se laudă că ne apără de supraviețuirea lor depinde de sprijinul minciunile de la Kremlin. Planetei, de măsurile de conservare și de protejare. Și iată că vorbesc românește ca să primarul interimar al capitalei par credibil. Nu dorește ca cei care construiesc blocuri noi în capitală să repare drumurile care sunt deteriorate. Așa, înainte de emisiune și vreau să vă zic că este o atmosferă destul de activă, pentru că sunt multe fete tinere aici din partea studioului folcloric. E de radar, cu ele vorbim nițel mai târziu. 97,2, nu știu ce canal este. Centrul Republican pentru Copii și Tineret, Articov, da? Și despre programul, activitățile... Pro-guvernamental, dacă vorbesc despre Articov. Doamna Elena. Da, bună dimineața tuturor. Centrul Republican pentru Copii și Tineret. ...97,7. Muzică franceză. Maestro FM. Radio Studentus. Radio Noroc. ...100,1, cred că e Jurnal FM, ăștia dau mai multă în română. Și muzica autohtonă, Magic FM. Muzica rusească, Magic FM. ...102,7. Reclamă în rusă pe 103,7. Retro FM sau cine fie ăștia? ...105,2. Nu știu ce canal e aici. Și cântă muzică în engleză. ...106,4. Европа плюс по-русски. ...88,00. Кредка и Prime FM. В инглезе. 88,6. Тот и в инглезе. Ще это 89,6. Дим нов Радио Румния. Chișinău. Cam asta e oferta de posturi de radio FM în zona Rășcanelor Capitalei. O să vă arăt tot azi și ce canale avem pe rețeaua de cablu MOL Telecom.